l-ați omorât corect. Păi și atunci iau și colegul. Da. Nu vrea să-mi dea bani, nu? Eu îi dă nouă la cerc, s-ar putea să ajunge tot acolo. Nu mie mi-ați dat banii, colegul meu. Păi și care e diferența? Tu, colegul tău, dați-i banii dacă voi ați... Stai pe loc! Bă, da banii mei! Așa. Așa. Hai, la perete mai repede, că am ceva de discutat cu tine. Așa, vorbește mai tare și uite-te cu fața la mine când vorbesc cu tine. Așa. Deci, am și o întrebare pentru tine. Ai avut armă? Armă? Da. Da? De ce? De ce ați luat voi un ăsta? De ce ați luat voi un civil așa de pe stradă să jefui? Ziceți-mi și mie. Nu avem bani. A, da, asta și nu putem să munciți legal, nu? Păi, nu te știu, muncește legal să vezi și tu, că abia faci un ban de o mătrină. Păi da, da, măcar sunt bani justificați, nu mi-au oameni de pe stradă nevinovați și îi iau așa, și chem și poliția. Să-mi dea bani de ăstea. Voi realizați că n-aveați cum să scăpați de acolo, nu? V-ați gândit și voi că, na, totuși sunt niște polițiști, ne gândim și noi. Adică eu puteam să scap. Păi, puteai, dar, na. Da, a fost. A fost, frate. A fost că omul n-a vrut să se predea în momentul în care țineam arma pe el, așa că a trebuit să folosesc metodele de autoapărare. Că el a început focul asupra mea. Nu vezi? Uite, m-a lovit aici, m-a rănit la curuleț. Dacă nu observi. Așa, vrei să ajungi și tu cu el acolo la spital, nu știu dacă mai e, cred că nu mai e la spital, cred că e direct la morgă, băiatul. Așa, zici mie, de unde ai luat arma aia? De la el, și el de unde a luat-o? Eu zic să-ți aduci aminte. Ui? Da. Libertate. Așa. Așa, vorbește, cât vrei. Colegul meu a avut armele, am fost într-o organizație. Așa, în ce organizație ați fost? Vrei libertate până la capăt? Atâta și pe Rosa. Rosa, așa. Bun. Înainte să ieșim din Rosa, colegul meu s-a echipat cu mai multe arme de calibru mic, de exemplu, combat pistol. Da. Ok. Ca să avem, ne-am luat și de la vară și magazinul, dacă vreți. Da. Unde, ok. De unde cumpărăm mafioții. Ok, ok, așa. Și mai zi mai multe detalii despre familia asta, familia Rosa sau Rosa, cum ziceți voi. Nu știu foarte bine că am fost, am ieșit din organizație de foarte mult timp. În mare parte se ocupa cu Speish. Speish, da. Ok, pe lângă asta. Te-au dus băieții pe acolo pe la Exim și pe unde e casa lor? Unde stau ei de regulă să la o tacla? N-au o casă. N-au doar un garaj în munți. Au garaj, un garaj așa, munți, unde se întâlnesc ei de regulă, nu? Acolo nu se întâlnesc, acolo, de acolo, acolo au stocul de mașini. Stocul de mașini, ok. Păi și ei cu ce se ocupă? Fac vânzări de astea de mașini, le aduc din Germania și bine aici, nu? Doar cu speci. Aha. Îmi simt mai multe detalii. Cine-i capul? Asta cred că nu chiar nu știu. Ok. Mâna lui dreaptă. Nici asta nu știu. Îmi pare foarte rău. Chiar vă ziceam că m-au supărat. Că eu am ieșit de bună voie din organizație, că m-au enervat. Mm-hmm. Cei doi lideri și colideri. Capul și mâna. Da, capul și mâna ăștia. Păi și te-au enervat, dar nu știi cum, porecle, ceva, cum îi cheamă, ceva, așa, după cum vorbeați voi pe acolo, nu știu, că nu cred că vă ziceați după nume. Nu prea ne ziceam după nume, știu numai de, știu un membru din această organizație. Așa, spune numele. Porecle. Așa, spune. Utilizator, așa spune, utilizator. Aha. Uh-huh. Ok, băiatul ăsta, utilizator. Și cum se îmbracă ăștia de la voi? Cum se îmbracau ăștia? Din câte țin eu minte, un sacou așa roz. Sacou roz, mov, de-asta, roșiatic, așa, ceva în genul ăla. Da, da. Cocămașă roz. Cocămașă roz și umblau motociclete verzi de regulă, da? Motociclete verzi, mai umblau și în
ceva Mercedes, CLS parcă. Aha. La două uși de capotabil. Aha. Mai umblau și cu mașini personale, din motor din ăla, cu din afară de zona de capotabil. Știți, mașina aia, modelul ăla vechi de mașini. Da, da, da. Ai auzit de un băiat de pe aici, Cătălin? De pe un oraș pe aici, Cătălin. Așa, nu știu, era mai mic de statură. E numele lui, așa îl cheamă, Cătălin. Ceva mai mic, mai pitic așa de statură, mai pitic de statură, cred. Așa mi-a zis băieții. Vânzător de droguri, de arme. Nu știu, eu știu că e unul mai pitic așa de statură. Mai mititel el așa, nu știu, are undeva la 1.50, 1.50-60, ceva în genul ăla. E mic așa el de statură, de aia ziceam că era ușor de deosebit. Bun, mai știi ceva despre grupările astea de până oraș? Altele? Da. Una care nu prea să mai auzi de ea, nu prea să mai văd. Da? Nu știu dacă vă interesează. Despre? Zi-mi nume. Rusa. A, Rusa. A, ok. Rapid acum. Hmm? Ok, să vă duceți colegi, bun. Nu, 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 nu. Bun, așa. Deci, lasă, lasă, că stau eu cu tine, nu-i problemă, ține de companie. Așa, bun, mai zi-mi așa ceva. Deci zi să-mi arăți și mie garajul ăla de unde ține stocul de mașini. Da, 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 o să mergem până la mașină să-mi arăți locația. Da, doar atâta știi câți membri sunt în gruparea asta? Nu știu, dar știu că la cât suporta organizația. Da, cât suporta? Era aproape plină. Aproape plină, mhm. Deci voi vă ocupați de regulă doar cu Speș. Vă ocupați, de fapt. Ei se ocupă, că tu nu te mai ocupi. Da, am înțeles. Ok. Ok. Și tu cu ce te-ai ocupat în organizație? Am înțeles, am înțeles. Da, ok. Bun. Mai... Ok, pe vremea, așa, cât timp erai în organizație, s-a vorbit vreodată despre un sindicat? Da, existența unui sindicat. În care cică și împart locații de-astea. N-ai auzit? Nu s-a mai cunoscut? Sindicat am auzit, dar nu știu ce înseamnă cu locațiile și cu astea. Gen, când își împarțeau locații, nu știu, așa am înțeles. Că își împart locațiile ei, în sânge, până ce naiba, își împart ei pe acolo, nu știu. Nu știu, nu știu. No, ok. Na, dacă am mărțit și poți nimic, nu-i problemă. Că avem, mai avem de discutat, nu-i problemă. Așa. Da, domnule, o să fac o scurtă percheziție, trebuie să poate vă apreteți, bă, dacă mai aveți ceva la dumneavoastră. Nu. Ok. Sper că nu o să vă deranjeze dacă o să vi-l iau pentru siguranța mea. Ok, o să vă iau și pistolul și ce mai aveți acolo. Pentru siguranța mea vă iau ca să vă descătușez, nicio problemă. Așa, bun. Două secunde să închizi celul ca să nu fugiți. Da, da, da. Cu spatele la mine ca să vă descătușez. Dacă vreți putem să mergem și în alt loc să discutăm, un loc mai frumos. Vă dau cu cafeluța acolo, nu-i problemă. Nu, ziceam ca să nu discutăm așa între postaza asta într-o celulă cu un WC-ul care miroase urât și niște paturi de-astea așa supraetajate, ziceam. Da, să mai stăm la o vorbă, că văd că îmi place de tine, că văd că îmi spui, stai să deschid celula. Așa, haideți. Păi cum și-au bătut ei joc de tine? Da? Nu știu, s-au bătut așa cu 50 de mine, m-au luat la înjurături. A, te-au luat la mișto. Nu mașina de poliție, nu mașina de poliție, că nu mergem cu aia. Mergem mașina mea. Meri... Urca. Îmi pare foarte rău că colegul meu, fratele meu,
Da, scuze-mă și pe mine, dar n-am avut ce să fac dacă dânsul a început să tragă, a trebuit să mă apăr pentru că viața mea e mult mai importantă în situația aia, pentru că ne-am vă gândit și dumneavoastră, dacă erați în situația mea, cum ați fi reacționat dacă cine ar fi început să tragă în dumneavoastră? Na. Da. Ok. Așa, să-mi puneți mie pe GPS acum cât timp suntem în mașină. Puneți-mi acolo pe GPS. Acolo, garajul lor, de mașini, de stoc. Aduceți-vă aminte, haideți, vă rog eu frumos. Chiar m-ar ajuta enorm informația asta. Cred că cu cât vorbiți mai mult, cu cât încep să și dau bani. Cred că încep cu 300 de mii. Da. Unde? Nu știu, puneți-mi pe GPS. Puneți-mi pe GPS, da. Ok. Deci asta tu vrei să-mi zici că ce văd eu acum pe GPS e oarecum casa lor, na, cu ghilimelele de rigoare, casă. Da. Da. Aha, de la barbă. Hai, coborăm, mergem în sediu. Hai, nu pe mine. Da, ca să nu. Mai ai alte informații de astea, dar trebuie să mi le dai pe GPS ca să nu stăm să urcăm să coborăm. Și am mai vorbit și eu de multe ori cu cei colegii tăi. Da? Am vorbit și eu de multe ori să mai se ducă să mai patrulizeze locurile alea, dar nu m-a băgat Care locuri? Ulița de jos, ulița de sus, alea? La alea te referi? Păi, na, s-au ocupat băieții de-n poliție, știu sigur asta. Am fost, Da? Pe ulița de sus încă n-a fost așa mare activitate. Pe ulița de jos a fost mare activitate ieri. Acolo știi ce făceau? Când primeau comenzi pe ulița de sus, anulau misiunea, comanda, și stăteau numai jos acolo, să nu se mai deplaseze. Aha, deci stăteau în mare parte jos, deci jos e centru. Ok, și Da. alte locații, ceva? Mai știi? Da, magazinul știu unde. Ca să vorbim direct, ca să De-aia nu. stăteau și jos. Da, chiar era mai aproape de magazin. Deci acolo am zis că se iau și speciuri și arme, de toate se ia de acolo. Șpei și arme, pungă, să le pui pe cap, bile din aia de se bagă Mhm. în de legi, ce mai armură, Ok. toate felurile de arme. Aha, toate felurile de arme. La niște bani de nimic. A, la niște bani de ăștia. Aha. De-aia nici pe jos. Ah, ok. Bun. Hai, de la hai sus. Stau, te stau la cafea cu tine. Nu e problemă. Ai văzut, sunt băiat bun. Tu mi-ai dat ceva, eu dau ceva bun. Îți dau libertate. Că nu cred că vrei să te afunzi în pușcărie. Ei, nu știu, asta cred că e cel mai important lucru. Pentru orice persoană, zic eu. Da, hai, deci intrați, că sunt după dumneavoastră. Așa. Bă, la pe aici, pe la lift. Hai, urcați. Aici la lift, intrați în lift. Da. Ciu, am ajuns. Așa, hai de la mine în birou. Nu are de ce. Mi-a deși te aici în zilnic, deci. Da, dar noi nu suntem așa, adică, na. Vă zic și motivul, pentru că mereu sunt. Adică ei n-au nicio jenă. Dacă le faci ceva și nu le convine, poți să treacă direct în tine, n-au. Da, uitați, na, uitați-vă la mine, sunt îmbrăcat, na, cât de cât frumos, nu suntem genul cu, eu nu sunt genul cu armele, spre exemplu. Dumneavoastră, dar sunt alții. Sunt, îi știu și pe, îi știu și cei din brigada de mascați, dar asta nu contează. Nu știu după nume că n-am voie să știu, dar îi știu pe restul. Na, cred că a venit un coleg. Sunt un băiat de pe aici. O, salut colegul, salut colegul. Hai, nu te bate, dacă ești cu mine, nu te bate nimeni, îți zic eu. Așa. Da, deci, ce mai știi?
Că pe mine chiar m-ar ajuta. Sau vrei să încep eu cu ce știu eu și să-mi zici tu ce știi și tu pe lângă chestiile alea? Nu, 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 că... Nu, 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 că... Cred că am pe masă aici. Stau, stau să rog pe domn, coleg, jandarm. Stați puțin, că vin băieți. Stați puțin. Colegii! Ia! Ăsta, că cred că tu ești mai nou. Ia, adu-mi și mie o cafea și tu, lasă. Poți să vii aici, asta știi. Nu, că e discuție pașnică cu băiatul. E total pașnică. Băiatul a acceptat să-mi zică tot. Zice tot acum, toate, tot. A, despre o grupare mafiotă. Cam cap coadă. Rosa. Rosa. Ce mi-a zis băiatul. Hai, mersi. Hai, mersi. A zis îmbrăcăminte, CNP-uri și lideri nu-și mai aduce aminte. Dar nu e o problemă. Așa. Da. Așa. Continuați, doamne. De unde rămăsese. Ziceți, mai aveți idee despre organizație cu care băieții ăștia au legătură? Adică, na, vă deranjează că eu sunt fumător, vreau să mă prind și o țigară. Dacă se poate. Dacă nu vă deranjează pe niciunul de aici, că voi, cred că voi băieții așa mascați, vă văd că nu prea fumați voi. Așa mă gândesc. Dar așa. Da, 2 secunde. Așa, domnule, mai spuneți-mi și mie. Deci, despre organizații de-astea, prietene cu ăștia, nu știți. Nu aveți idee cu cine stăteau ei. Așa. Colegan. Da, e un tic. Nu te mai juca cu cuțitul, că pe băiat îl cam sperie, așa. Ideea asta de masca și andar de tot. Da, nicio problemă. Na. Așa, deci... Ai vreo idee despre... Na. Despre azi băieți de prin oraș așa, nu știu, care se îmbracă negru, albastru, în ce s-or îmbrăca ei, culori comune de astea. Cred că da, nu știu, e nebun. Așa. Da. Așa. Taringură? Ok, spune. Spune. Care erau? A, cămașa albastră cu carouri. Bun, i-am mai văzut până alea și mulți grupați. Cum sunt băieții ăștia? Știi din ce grupare fac parte? Ai vreo idee? Aha. Așa, despre alte grupări ai mai auzit de pe aici, în afară de ăștia îmbrăcați în albastru, despre Rosa, de unde ai făcut o parte? Mai ai vreo idee? Ok. Na, colegii, ziceți-mi și mie dacă aveți idee. Ieri, știți ce s-a întâmplat ieri? Nu știu. Așa. Ziceți-mi și mie, ați prins ceva băieți de ăștia care erau îmbrăcați la fel? Nu știu, culoare predominantă, ceva? Aha. Așa. Na. Ok. Da, știu, da. Da, despre... Da, roșu. Roșu, mov. Sac. Geacă roșie. Sacou. Ok, sacou. Ok, bun. Deci, sacou, să ține minte, colegii, să țineți minte. Așa, bun. Și băieții ăștia de la de în fosta ta familie, na, dacă pot să-i zic așa. Din rost asta. Ei,
Pe la ce ore așa făceau space-ul ăsta? Așa. Depinde când intrau, când era un oraș, că ei mai plecau. Aha, da, înțeleg, dar gen în momentul când erau foarte mulți, îți mai aduce aminte când erau așa mulți zile, orele târzii, ok? Și gen stăteau mare parte în ulița de jos, să înțeleg. Aha, deci să înțeleg că ea săracii erau limitați doar la ulița de jos. Aha. Și cu armele astea, de regulă ce vând? Ce tipuri de arme? Orice, absolut orice. N-au probleme la de asta, ok. Da, să înțeleg. N-ai niciun număr de telefon. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Așa, dacă se poate să-mi dai și mie buletinul ca să te rețin, ca să... Na. Ok, mulțumesc. Am o Dă-mi și... ultimă întrebare. Dă-mi și mie mână buletinul, te rog. O metodă de comunicare cu ei există? Și mă chiar e cam asta. Doar față în față. Ei Păi... nu vorbesc niciodată, Nu vorbeau pe dispozitive de astea de comunicare, nu știu. Și avea și eu o întrebare. Cum de încheiat relația cu ei sau prin ce metodă s-a întâmplat asta? Vreo ceartă, ceva ce stă? M-au enervat unul din lideri sau ori ăsta, un cap sau un băiat, cum aș Așa. M-a enervat foarte tare că nimeni nu-i convenea din ce fac și am zis că nu mai stau Și ce cu s-a ei. întâmplat? Ai fost exclus sau ai ieșit? Nu, eu am fost, am zis că nu mai stau cu ei. După aia am zis că o să plec, ei nu m-au crezut că o să plec, că mă știau că sunt sărac și nu pot să Și că gen ei, tu stai cu ei că, na, era o fel de săgeată, era o săgeată a lor, într-un fel. Aha. ceva de genul. E, și nu m-au crezut și am ieșit din oraș. După aia m-au Și... mai găsit că mi-am schimbat hainele, tot. Freza, m-am fost și la asta, nu știu, la solar, m-am bronzat. Da. Și Ok. ai putea să dai o întâlnire cu ei, să organizezi și tu așa ceva, să-i puteau surprinde prin... Nici nu nu să vorbesc cu ei. am înțeles. Dar ei mei, deci mi-ai zis locația aia. Deci acolo se întâlnesc de regulă băieții, nu? Nu prea se întâlnesc, v-am spus acolo, doar își iau mașinile. Aha, își iau mașini de acolo Și pe stradă. și tot de Ei acolo. sunt lângă avocatura, adică Da. acolo, aici e garajul lor, la așa, o Da, am poartă văzut pe sau e GPS, ceva. am văzut pe GPS. O să Și elaborăm chestia asta mai departe. lângă ei se află. Da, am înțeles, dar ei acolo se întâlnesc înainte să dea jaf sau ceva în genul ăsta. Nu v-am spus la casino. A, la casino, acolo în spate unde erau cursele de cai pe vremuri. Nu în spate. Nu în Există o spate. parcare înconjurată de gard viu. A, gata, știu. Deci acolo se întâlnesc de regulă și de regulă ei cum își fac planurile de jaf? Că probabil că au cam același plan de fiecare dată. În coptere avem. Bun. Cam câți așa de regulă la un jaf? Doi. Îți mai aduce aminte poziții de astea? De regulă de unde N-a stăteau? fost niciodată, nu a fost niciodată cu sniper, n-am făcut parte n-am fost niciodată sniper, n-am fost cu Ok. Tu ai fost la, să înțeleg, la munca grea, la, da, cu sapa acolo în spate. Ceva de genul, nu mereu, dar ceva de genul. Da, în general. Oricum n-au fost foarte mulți, au fost, mi se pare că unul sau două spargeri mici. Am înțeles. Da, atunci a... Na, deci alte chestii mai știi? Niște lucruri de astea care m-ar putea ajuta și pe mine și pe tine? Da, colegul meu, ai ceva întrebări pentru Beat? Nu? Am înțeles. Bun. Stai o clipă, te-a zis ceva? Mai ții minte de casă sau ceva? Nu, n-au casă. Mi-a zis mie, mi-a zis mie. Vagabond. Ok, Da. atât.
Așa, bun. Haide să te poftesc afară. Asta a fost promisiunea pentru informații. Te las liber. Mulțumesc enorm pentru cooperare. Și înainte să plecați, să-mi dați și mie un număr de telefon. Poate mai vorbim chiar. Da, da, da. Așa. Haideți, dacă vreți, dați-mi la aici numărul de telefon. Două secunde să găsesc și eu ce a anotat. Imediat, că văd că nu prea am pe aici asta să mă caut pe buzunar de un pix. Așa, spuneți, vă rog. 0775. Imediat de 0775. 7377. 55. 55. Mai puteți să mă repetați o dată? Ah, da. Ok. 0775737755. Aha. Și o să vă trec după numele de familie, să înțeleg, da? Șmecherie, da. Șmecherie, după șmecherie, ok. Bun, domnule, deci, mulțumesc pentru informații. Eu mă fac că nu v-am văzut, lumea asta vă faceți că nu m-ați văzut. Ne-a respectat fiecare parte de înțelegere. Sper să mai ne întâlnim și să mai vorbim. Da, haideți să vă dau. Stai să vorbesc. Da, doamne, spuneți. Da, da, da. Da, da, da. Am să vă dau acum niște bani. Nu, că n-am respectat. Așa, îmi ziceți și mie. Vă transmit direct pe bancă. Ziceți și mie numărul de cont. 15? Ok, bun. Puteți să vă duceți spre garaj, eu mă duc spre bancă acum să dau bani, da? Am înțeles. O să primiți acum. Bine, mulțumesc. Pa, da, acum e bine. Alai, mă! Ia să fiu aspectul ăsta acum. Stai. Fecire. Endon.